L-am chemat pe sosia mea, Andrei Gârjob, să ne mai povestim, nu ne-am mai văzut de ceva timp, să ne uimim unul pe celălalt și poate se prinde ceva și de mine. Căci mâine, păi mâine, îl las pe el să vină la televizor și eu mă voi apuca de magie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ai mai învățat? Ce am mai învățat? Un joc nou de cărți. E, da? Gin Rami. Nu știu. E un fel de Remi cu cărți. A, ok. Da, am zis că dacă tot e pandemia asta, să învăț ceva nou. Da. În rest, am făcut foarte mult sport, după cum se vede. Ești pompat. Nu? Da. Așa. Și m-am apucat de show-uri online, căci vremurile dictează schimbări. Da. Și în rest, Dani, magie. Atât am... Arată-mi ceva ca să intru. Nu m-aș aștepta să-mi ceri asta. Să intru, da, de-aia nici n-ai venit cu covorașul ăsta. Da, era aici, mă bucur că l-aveți deja. Ultima oară când am jucat poker, da, a fost înainte să devin oficial magician. Vremuri bune. Că după nu ai mai avut voie. Nu voie, nu mai joacă lumea de obicei. A, nu mai vor ei să joace. Da. Okay. Și vreau să demonstrez acum două chestii pe care poți să le faci. Cum poți să trișezi dacă joc cu pachetul tău și cum poți să trișezi dacă e pachetul meu. Ok. Ok? Zicem că suntem la tine la acasă. Da, scot eu pachetul de cărți. Scoți pachetul, îmi spui descalță-te când intri, eu zic... Dani nu e politicos, îmi spui, te rog, așa se face. Eu corect. Zic, ok, fie. În fine, ajungem la masă. Da. Amesteci, împarți cărțile și jucăm clasicul poker cu 5 cărți. Da. Și asta e mâna pe care tu mi-o dai. Doi șeptari, un pătrar, un as, da, și o carte X. Okay. E, înainte să o întorc, eu nu pot decât să sper că asta e un șeptar, da, ca să fac 3 sau bucăți. Sau un as. Sau un as, am două perechi. Yes. E, hai să vedem ce carte mi-a dat Dani. Ok. Super, un 3 de trefle. Adică nimic. Nimic. Poate cuvinte 3 de trefle nu m-aș trea nimic, așa că nu-mi rămâne decât să trișez. Fii atent. Șeptarii și celelalte cărți. În fața ta va trebui să le transform în 1, 2, 3, 4 ași, 3 ași. Bă. 3 ași. Și un 3. Tot e bine, tot Andrei, e bine, nu pentru te... că trearul de carou împreună cu trearul de treflă formează un full house. Bă, și unde sunt șeptarii? S-au dus, dar fii atent. Full house, da, este o mână bună, da, pentru un muritor de rând. Pentru un trișor, Dani, da, nu este suficient. Patru ași, mamă, cum... Patru ași sunt mult mai buni. Și era cu cărțile mele. Cu cărțile tale, exact, la tine acasă, cu pachetul tău. Nu să văd ce ai făcut cu șeptarii. Păi sper să nu te prind ce am făcut. Ok. Deci așa poți trișa cu pachetul victimei. Da, dacă ai venit. Da. Băi, Andrei, vino pe la mine să jucăm un poker pe chipsuri. Nu, chiar pe chipsuri. Dar adu-ți cărțile, că eu nu le mai găsesc. Ok, Dani, vin. Trebuie să mă descalți iar? Bineînțeles. Bun. Băi, acum suntem cu pachetul meu. Da. Și înainte să îți arăt cum aș trișa, vreau să îți dau un sfat. Dacă vreodată vei fi pus în situația să joci cărți cu un străin, da, vreau să fii atent la culoarea pachetului. Dacă pachetul pe spate e albastru sau negru, da, cel mai probabil e marcat. Pentru că ei folosesc un marker negru pe care fac semne. Okay. Și negru pe negru nu se prea vede. Da. Okay? Deci culorile închise nu se văd. Exact. Și dacă e închis, ar putea să fie marcat. În cazul ăsta e albastru, cel mai probabil e marcat. Și acum am să demonstrez rapid cu câteva cărți cum ar fi să marchezile până când tu vii la masă. Am scos aleator câteva cărți. Da. Și până când tu vii, pe regele de inimă roșie, de exemplu, cu un marker negru, în partea stângă aș face un punct. Da. Și rețin că punctul în partea stângă e pe rege. Da. Pe optar l-aș marca în partea dreaptă și așa mai departe. Ai înțeles? Optul pe mijloc și cinciul, de exemplu, sus. Da. Și în timpul jocului, Dani, când tu stai așa și crezi că nu-ți văd cărțile, văd exact semnele, poziția, exact, punctelor și știu ce ai. Partea dificilă e că nu marchez doar patru cărți, ok? Le marchez pe toate și trebuie să rețin toate semnele. Păi cine poate să facă asta? Doar eu. Ah, ok. Dar uite, vezi și când ți-am spus că asta e o carte marcată, nu vezi semnele de pe spate, corect? Păi nu știu unde să te uiți. E, hai să vezi cum ar arăta pachetul ăsta marcat dacă n-ar fi albastru, da, și de altă culoare. Păi e albastru tot. Da, dar dacă ar fi de altă culoare, semnele ar fi un pic mai distincte. De exemplu, aici ar fi un, după ani de experiență, să ai un 3 de roșu. Da, da. Vezi? Da, astea ar fi semne pentru mine. Asta ar fi semne pe care, uite, nu m-a ajuta, ăsta este un valet de caro. Da.
ce zici, Dani? Toate cărțile sunt marcate. Bine, mai puțin cea pe care am întors-o, asta, dar rest toate sunt marcate. Erau albastre cărțile. Și erau albastre. Și dacă nu mă înșel, Dani, pe astea le-am marcat înainte să vii tu. Da, deci corect. Și regele e marcat, și asta e marcat. Băi, nenorocit ești, Andrei. Și ca să fie 100% marcat, inclusiv cinciul, este marcat. Când ai avut timp? Da, judecând după caligrafie, Andrei Gârjob a stat în carantină cu un copil de 4 ani, care acum a învățat să scrie. Hai că inima asta e și foarte bine. Băi, urât scrie, Andrei. Să nu marchezi niciodată cărți. Nu, n-am să. Mulțumim tare mult pe Andrei Gârjob, îl găsiți online. Sigur, funcționează în continuare sub brandul lui, care înseamnă grămadă de lucruri, Dai Marco. Acolo... Nu are nicio treabă cu mine. Nu, Dai Marco e un... M-am ascuns contul oficial, adică la personal să nu fiu... Sunt două nume de magicieni, le-am combinat și este Dai Marco. Dar nu e... Păi brand ca brandul tău. A, nu, ăla e mai ușor de reținut, Andrei Gârjob, decât Dai Marco. Păi te hotărăști? Andrei Gârjob. A, deci pe ăla am înțeles, să-l folosești doar ca să scrii gagicilor. Exact. Bun, ștergeți ce am zis, inclusiv iubitele, iubita, ștergeți ce am zis, rămânem la Andrei Gârjob, că este mai ușor de ținut minte. Îl recunoașteți ușor după poza de profil, pentru că seamănă cu mine puțin. Tot mai puțin seamănă cu mine. Îmbătrânești urât, să știi. Aole, ok. Nu mă la mine, îmbătrânești. Hei, dar fii atent, am un mesaj pentru tine. Te rog. No? Regrets. Ah, regret. Nu cred. Ba, da. Da, nu știu dacă puteți da strâns. A fost o greșeală sau n-a dins la mișto? Bă, nu știu. Vreau să cred. Ce crezi tu? Bă, dar cum te știu, e clar la mișto, dar nu știu. Este poate... la mișto, este o glumă de la un dintr-un film, dar reprezintă multe, fără regrete, cu alte cuvinte. No regrets. No regrets. To be the best. Ne vedem după pauză. I like motorcycle.